Apa murdară de baie. Curățenie. A fost odată ca niciodată într-un regat al Indiei, cel mai bun dintre cai royali care a fost dus la râu să fie spălat. Îngrijitorii l-au luat în același bazin de mică adâncime unde îl spălau de obicei. În orice caz, chiar înainte de a ajunge, un cal murdar a fost spălat în același loc. El a fost prins în mediul rural, la țară, și nu a avut niciodată o baie bună în viața sa. Calul royal a adulmecat aerul. Știa imediat că vreun cal murdar a fost spălat acolo și a murdărit apa. Așa că era dezgustat și a renunțat să fie spălat în acel loc. Îngrijitorii au încercat tot posibilul să-l ia în apă, dar nu puteau face nimic cu el. Așa că ei s-au dus la rege și s-au plâns din cauza armăsarului royal care deodată a devenit încăpățânat și de necontrolat. Tocmai așa s-a întâmplat că regele a avut un ministru inteligent care era cunoscut pentru înțelegerea animalelor. Așa că l-a chemat și a spus, te rog du-te și vezi ce s-a întâmplat cu calul meu numărul 1. Află dacă este bolnav sau care este motivul pentru care el refuză să fie spălat. Dintre toți caii mei, eu credeam că acesta este de așa mare calitate că nu s-ar lăsa niciodată să se scufunde în murdărie. Trebuie să fie ceva în neregulă. Ministrul s-a dus la malul râului imediat. El a găsit că impunătorul cal nu era bolnav, ci în perfectă sănătate. A observat de asemenea că el respira deliberat cât mai puțin posibil. Așa că a adulmecat aerul și a mirosit un ușor miros urât. Investigând în continuare, el a găsit că venea de la apa murdară din piscina de baie. Și-a dat seama că un alt cal foarte murdar se spălase în acel loc și că calul regelui era prea pasionat de curățenie și nu vroia să se spele în apa murdară. Ministrul a întrebat îngrijitorii calului, a fost vreun cal pe aici care să se spele în acest loc azi? Da, răspunseră ei, înainte să ajungem, un cal sălbatic murdar a fost spălat aici. Ministrul le-a spus, dragii mei îngrijitori, acesta este un cal royal puternic care iubește curățenia. Nu dorește să se spele în apă murdară. Așa că lucrul de făcut este să-l luăm la râu, unde apa este proaspătă și curată, și să-l spălăm acolo. Ei au urmat instrucțiunile lui și calul royal a fost mulțumit să se spele în locul cel nou. Ministrul s-a întors la rege și i-a spus ce s-a întâmplat. Apoi el a spus, ai avut dreptate, maiestate, acest cal bun este într-adevăr unul de o așa mare calitate că nu se lasă scufundat în murdărie. Regele era uimit că ministrul era capabil să citească mintea unui cal. Așa că l-a răsplătit cum se cuvine. Morala este, chiar și animalele prețuiesc curățenia.